Cristina Munteanu, bun găsit la știrile Antena 3 Pitești. Un obiectiv turistic închis și urșii au făcut ca numărul turiștilor pe Transfăgărășan să scadă cu 30%, după cum spun hotelierii. Sunt deja 2 ani de când cetatea lui Vlad Țepeș de la Poenari nu mai poate fi vizitată după ce în zonă au apărut mai mulți urși. Reprezentanții Ministerului Mediului susțin că problema este în atenția lor, dar până la rezolvare sfătuiesc pe oameni să stea departe de animalele sălbatice. Transfăgărășanul este unul dintre cele mai vizitate drumuri din România pe tot parcursul anului. Chiar și așa, numărul turiștilor care veneau să vadă cetatea de la poalele muntelui a scăzut considerabil. Urșii au pus stăpânire pe zonă, iar autoritățile sunt neputincioase, așa că turiștii fac cale întoarsă din fața cetății închise cu lacătul. Nu avem o statistică exactă, dar au fost clienți care și-au anulat rezervările pentru că nu puteau să viziteze obiectivele din zona barajului Vidraru. Asta înseamnă cetatea, Poenari și accesul la Prometeu. Au fost cazuri, da, când s-au luat, așa să zicem, după turiști. Cetatea Poenar se află în administrarea Consiliului Județean Argeș, iar încasările acestei instituții au scăzut la zero. Dar și banii pe care îi câștigau hotelierii din zonă s-au diminuat considerabil. În anul acesta, scăderea numărului de turiști străini care veneau special pentru cetatea Poenari ajunge, cel puțin în ceea ce ne privește, undeva la 30% față de anii precedenți. Trăim în acești munți, ne desfășurăm activitatea în acești munți, unde sunt urși prezenți aproape în permanență, peste tot. Vreau să vă spun că de jur împrejurul hotelului, pentru a proteja turiștii de aici, am pus un gard electric și de atunci urșii n-au mai pătruns în incinta hotelului, în arealul care este alocat hotelului nostru. Reprezentanții Ministerului Mediului îi sfătuiesc pe turiști să fie atenți atunci când trec prin zonă. Ei afirmă că 140 de urși vor fi recoltați în perioada următoare, unele exemplare chiar de pe Transfăgărășan. Iată-ne în acest film. În 2016, gândirea Ministerului Mediului a fost nu se mai intervine la carnivorile mari. Până una alta, Ministerul a dat un nivel de intervenție de 140 de indivizi care pot fi extrași în situația în care animalul are un comportament deviat și trebuie intervenit. Cel mai probabil, urșii de pe Transfăgărășan s-au obișnuit să vină în zonele frecventate de turiști după ce aceștia au început să-i hrănească. Inconștiență la volan, de asta a dat dovadă un bărbat de 74 de ani din Câmpul Lung. Nu a acordat prioritate și a provocat un accident în apropierea spitalului municipal. Mai mulți polițiști au descoperit că autoturismul șoferului vinovat nu avea asigurare obligatorie auto, iar valabilitatea ITP era expirată. Accidentul s-a produs pe fondul neacordării de prioritate de către un conducător auto de 74 de ani din Câmpul Lung. În urma cercetărilor, polițiștii au descoperit că autoturismul nu avea asigurare obligatorie auto, iar valabilitatea ITP era expirată. Bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare totală de 870 de lei, va rămâne pieton pentru o perioadă de 60 de zile și au fost reținute de asemenea certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu numărul de înmatriculare. Detașamentul de pompieri Câmpul Lung a fost solicitat să intervină la un accident rutier fără victime încarcerate. Nu au fost probleme deosebite, timp de câteva minute traficul blocat. Cele două persoane au fost evaluate la fața locului de către echipele medicale. Din fericire, acestea s-au ales doar cu o sperietură. S-a deschis manifestarea tradițională a Piteștiului, Târgul Toamna Piteșteană. Must, pastramă, fructe și legume proaspete, brânzeturi și alte produse lactate, miere, produse tradiționale din carne și multe alte bunătăți. Toate pot fi achiziționate direct de la producători. A început toamna piteșteană. Până la sfârșitul acestei săptămâni, piața Vasile Milea este plină de comercianți care vând de toate. Legume, fructe, miere, lactate, carne, flori și sunt de asemenea și viticultori care prelucrează mustul. Mi se pare o ediție reușită și timpul frumos este un factor important pentru că reușita ține și de acest factor. Și după cum arată mesele, standurile, cred că avem tot ce ne trebuie, putem să facem cumpărături și sper ca și vânzătorii și cei care cumpără să se bucure de faptul că pot să facă lucrul acesta în zona centrală a orașului. Consum murături cu mare plăcere și îmi plac murăturile de orice fel. Da.
murăturile, fructele, fără discuție. Și vedem ce mai e pe aici, da. Este o nouă ediție a târgului de toamnă organizat la Pitești, iar comercianții vin cu o ofertă diversificată. Prețul e de anul trecut, care ar fi trebuit să scumpească, că e secetă, nu s-a scumpit absolut nimic. Descrieți-ne un pic ce aveți prin borcane frumos colorate. Avem așa, castraveți la oțet, suc de persici, sfeclă, asortate, capia cu sos, gogoșari, zacuscă de ciuperci, bulion de roșii. Unde sunt făcute, doamnă? La Călinești, făcute la Tuci, la țară. Toate sunt făcute bio la țară. Să-mi descrieți merele care văd că arată foarte bine. Asta înseamnă că sunt naturale. Da. Față de anul trecut, din cauza că nu a plouat mai mult, merele nu au crescut suficient cum au fost cele de anul trecut. În funcție de gustul dumneavoastră, mai dulci, mai acrișoare, foarte dulci. Care-i de plăcintă, spuneți-mi? De plăcintă Ionatanu. Este între și între. Și pe care le păstrăm mai bine în cămară toată iarna? Toate se păstrează bine dacă este o temperatură mai scăzută. Iar de la toamna piteșteană nu lipsesc niște rasele cu friptură, cârnăciori, pastramă sau mici pe grătar. Amplu program de sterilizare la Mioveni, Edux Anima și PETA Germania, în colaborare cu autoritățile locale din Mioveni, au desfășurat acțiuni medicale de sterilizare și donații de hrană pentru câini din adăpostul primăriei, dar și pentru cei fără stăpân. Campania cu rol educativ își dorește ca animăluțele să fie adoptate de familii iubitoare. Edux Anima, cu suportul organizației PETA Germania, cea mai mare și mai cunoscută organizație de protecție animalelor din lume, au inclus orașul Mioveni în programul lor de sterilizare. Iana Hogăr, directorul Departamentului Animale de Companie al PETA Germania, s-a deplasat special la adăpostul din Mioveni și a amintit despre curentul dezvoltat la nivel mondial, privind opțiunea generală a oamenilor de a adopta animale din adăposturi. PETA Germany and Edux Anima are working in a wonderful program here in Romania. Together with Edux Anima, PETA Germany tries to help also here in the local shelter of Mioveni. We ask also people, local people, for help here in the city hall. The best thing what you can do is to adopt a dog from a shelter. So many dogs waiting for a new loving home. Primăria Mioveni, prin serviciile edilitare pentru comunitate ale orașului, este deschisă adopțiilor și invită doritorii să vină în cadrul programului de vizită pentru a adopta gratuit. Adopția este gratuită. Procedura de adopție este una simplă. Cetățeanul trebuie doar să vină la adăpostul nostru cu actul de identitate și să-și aleagă câinele dorit. Carmen Arsene, președintele Edux Anima și al Federației Naționale pentru Protecția Animalelor, colaborează de mai mulți ani cu autoritățile locale în vederea sprijinirii adăpostului prin implicarea colaboratorilor externi din Germania sau Austria. Astfel se desfășoară campanii de sterilizare, donații de cuști și hrană pentru animale. Pentru promovarea adopțiilor din adăpostul Mioveni, Edux Anima și PETA Germania oferă un pachet atractiv tuturor celor care decid să ofere un cămin animăluțelor. Edux Anima și PETA Germania, pentru a promova adopțiile din adăpostul de câini al primăriei Mioveni, oferă pentru fiecare câine adoptat un pachet gratuit. Sterilizare gratuită, deparazitare internă-externă, microcipare în cazul în care nu este microcipat, orice altă intervenție chirurgicală. Pentru că majoritatea câinilor sunt absolut excepționali și le trebuie o familie. Câinele este considerat cel mai bun prieten al omului, iar prietenii se tratează cu atenție și iubire necondiționată. Înotătorii argeșeni au dominat Cupa României de la Brașov, prima ediție de acest gen. Alexandra Dobrin, Robert Glință și Mihai Iacob au fost remarcați. Bazinul olimpic din Brașov a găzduit prima ediție a Cupei României la not pentru seniori, tineri și juniori. Cele mai bune performanțe ale Cupei României ediția 1 au fost obținute de către înotătorii piteșteni. În clasamentul seniorilor, atât la masculin cât și la feminin, primul loc a fost ocupat de argeșenii Alexandra Dobrin și Robert Glință. Alexandra este legitimată la CSU Pitești, iar Robert Glință concurează pentru Dinamo. Ambii s-au format la CSM Pitești sub îndrumarea antrenorilor Iuliu Berca și Viorel Ciobanu. În clasamentul celor mai buni înotători la categoria tinere și junior se regăsește și Mihai Iacob. Înotătorul de la clubul din Ștrand este în topul celor mai buni înotători la junior, dar și la tineret.
Adrian Mutu își organizează meci de retragere în 13 iunie 2020 la Cluj. Piteșteanul aduce pe gazon foste mari legende ale fotbalului mondial. Piteșteanul Adrian Mutu îi va aduce la Cluj pe Francesco Totti, Andrea Pirlo, Mirel Rădoi, dar și mulți alți foști fotbaliști de geniu mondial. Va fi un amical care marchează retragerea lui Mutu ca jucător după o carieră impresionantă la Naționala României, dar și la echipe mari din străinătate. Prieteni și foști coechipieri ai fotbalistului vor participa așadar la meciul demonstrativ care va fi un adevărat spectacol. Vreau să fac într-un meci frumos, important, un meci care poate să inspire și tinerii, copiii tinerii și să le dăm posibilitatea românilor de a intra în contact cu cel mai mare de celălalt jucător foarte important, după cum o să vedeți. Nu cred că au mai fost jucători ăștia în România. Salut România! Sunt Mirel Rădoi. Pe 13 iunie 2020 fac echipă cu Adrian Mutu și mergem la Cluj. Ciao, sono Francesco Totti. Ci vediamo il 13 giugno del 2020 a Cluj. Partida se va disputa pe Cluj Arena în data de 13 iunie 2020, iar prețul biletelor variază între 25 și 150 de ron în funcție de categorie. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile de Rapidești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Antena 3. Noi ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!